Încă o persoană a murit din cauza noului coronavirus. Este vorba despre o femeie de 68 de ani din Anenii Noi, care a fost internată în 14 aprilie la Spitalul Republican. Astfel, bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova a ajuns la 80. Pe parcursul zilei de joi, alți trei pacienți au decedat. Este vorba despre o femeie de 54 de ani din Taraclia, de un bărbat de 68 de ani din Raiunul Rășcan și de o femeie de 46 de ani din capitală. Primele două victime au fost internate în data de 13 aprilie în stare extrem de gravă și cu boli cronice. Cea de-a treia a fost transferată în 7 aprilie de la Spitalul Sfântul Arhanghel Mihail din capitală la Institutul de Medicină Urgentă, iar joi dimineața a decedat. Femeia suferea de o insuficiență respiratorie acută de gradul 1. Amintim că recordul deceselor a fost înregistrat în data de 16 aprilie, zi în care 8 oameni au fost răpuși de COVID-19 în Republica Moldova.